Eu sunt Corina, Corina Kertes, sunt Agile Coach și vreau să vă vorbesc despre agilitate și excelența tehnică. Cred că putem să începem cu prima întrebare. Aș vrea să pornim de la ce, dacă puteți scana codul QR. Și... Nu mă promite prea multe, că nu știu dacă... Nu? No, încercăm. Dacă nu, ne adaptăm la schimbare. Și... Rezolvăm? Ok. Da, păi aș vrea să afiș în prima întrebare. Sau nu știu ce am aici, asta e aia, asta? La Pulse. Asta să vrei? Așa. Go to QA? Nu, stai, văd că nu merge, stai să încerc. Hai să încerc de aici, dar nu o să vedem rezultatele. Sau stai să vedem. Să încercăm. Hai să încercăm. Să vedem ce iese. Deci prima întrebare ar fi ce cuvinte asociați cu Agile? Se vede oare? Deci e o filozofie și nu e o știință exactă. Și cumva conține foarte multe concepte și idei diferite. Și fiecare dintre noi are o perspectivă diferită asupra agilități în funcție de experiențele pe care le avem, ce am citit, nu știu ce, în ce firme am lucrat, pe ce proiecte am lucrat. Și perspectivele pot fi foarte diferite. Dar noi, de fapt, vorbim despre același lucru, despre agilitate. Așa. Deci... Legătura între excelență și agilitate îi descrisă foarte bine în principiul nou al Agile Manifesto. Cumva Agile Manifesto e la baza agilității și asta e unul dintre principiile agilității pe care ne bazăm. Dar cumva am observat că uităm că asta e foarte important în agilitate și m-am gândit să ne amintim de ce e importantă excelența în agilitate. Da. Și poate se vede? Și v-aș ruga să introduceți care... De ce credeți că e răspunsul la întrebarea asta? De ce credeți că e importantă excelența tehnică în agilitate? Puteți introduce mai multe răspunsuri. Nu a apărut întrebarea? Stai să... Da? Ok. Bun, atunci hai că de aici. Ok, așa. Bun. Da, de ce are bunătăți excelența tehnică și designul bun agilitatea sau adaptabilitatea în munca noastră? Impresia că nu se prea vede mai în spate, așa-i? More money from clients. Non-people? Ok. Ok. Să găsim soluții, să nu facem compromisuri. Ok. Efficiency, să găsim soluții, ok, schimbări mai rapide, pentru că am armonizat mai bine cerințele cu procesele de dezvoltare.
schimbări mai ușor de făcut. Ok. Încă unul. Better decisions, excelența tehnică, implementarea unor funcționalități noi. Ok. Ok. Nu? Livrare fără bug-uri. Easier changes. Ok. Ajută la solid principles. N-ar fi zis așa. Că doi încarcă, trei descarcă. Ok. Oare chiar îmbunătățește? Ok. Te vorbim după, dacă cine a întrebat asta. Așa, că așa au zis o video la curs. Ok. Nu știu care o video. Ok. No, revenind la... No, avem ceva răspunsuri, deci cred că vedem utilitatea excelenței tehnice. Am vrut să menționez și faptul că excelența tehnică poate să însemne diferite lucruri, pentru că nu toți suntem programatori. Unii avem diferite roluri și pentru fiecare rol, excelența tehnică în munca noastră poate să arate foarte diferit. Așa. Noi, excelența noastră. Am pus aici câteva de bază, dar mă întrebam dacă aveți și voi alte idei, cum faceți să vă creșteți excelența tehnică în domeniu, mă rog, fiecare pe rolul lui. Participăm la testul. Ok. Că? Feedback? Ok. Așa. Alte? Ok, da. Așa? Da? Ok. Puteam să mai adaug altele mai mentoring, coaching, ce ar mai fi. Urmărindu-ne colegii și învățând de la ei, din munca lor, punând multe întrebări, ca să înțelegem de ce. Așa. Și asta era despre cum ne susținem pe noi, dar aș mai avea o întrebare legat de cum îi susținem pe alții. Ovidiu? Adică nu, cred că eu sunt la buton aici. Cum? Da, a apărut, dar nu e... Stai să vedem, așa. Așa. Da, hai să vedem răspunsurile. Da. Cum îi susținem pe alții? Ok. Code review, pair programming, shadowing, accountability, și asta e bună, da, sesiuni de feedback, le dăm feedback, code review, favorizând contextul bun pentru întrebări, challenges, get them involved in tech stories, îi expunem la situații noi, teach, don't criticize, open source projects, targeturi clare, training, identificare lipsuri, explicarea în detaliu a unor concepte, nu lăsăm la nivel mediocru informația. Okay. Vorbim clar, teach them from personal experience, Java training. Ok. Practica de vară. Ok. Da.
Excelența tehnică e unul dintre pilonii agilității, că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne îmbunătățim excelența tehnică pe domeniul nostru și că e responsabilitatea noastră și să ne susținem colegii în creșterea lor. Bun. Dacă... Eu aș fi întrebat cine face aici non-agile, adică în afară de agile, cine mai face și altceva? Nimeni? Ok. Cred că fiecare face felul lui de agile. Da, de asta da. E, că fiecare are o altă perspectivă, un alt context în care aplică și încearcă să aplice ce știe din ideile din agile și metode în contextul lor. Nu, de acord. Eu cumva aștept next version, nu știi, să fie după waterfall, a venit agile și acum ne-am blocat. Știu, în ăsta. Da, s-am mai zis. Da, da. Și da. Nu-ți place. Nu, da. Să le zicem și lor, deci cu Corina am făcut un fel de deal și a zis că ea vrea să publice 12 articole de agile cu fiecare, sau nu despre știu câte, 10, principiu. Câte îs. Da. 12. 12, bun. Îs 12? Da. Da. Deci ești curios. Nu, acum dacă ai zis-o public. Da, da, da. Păi nu, până anul încheiem aici tot pe terasă. Bun. Alte întrebări din sală? Corina, care e principiul din sesiunea de astăzi? Ne-ai zis la un moment dat, dar... Așa, poate că nu s-a văzut bine. Da, ok. Mersi. Deci, e atenția continuă pentru excelență tehnică și design bun, îmbunătățește agilitatea. Bun. Alte chestii. Nu trebuie să schimb camera să ne și vadă oamenii. Gata. Bun. Mulțumim, Corina.